Bună ziua, bună vreme, bine v-am găsit. Ce mai faceți? Pe unde stați de căldură? Stați în casă că bate soarele. Ah, mai bat și alții din gură, cum facem noi astăzi, liber la dedicații. Formați 0264 420 135 și vă răspund eu direct, atenție. Dani, băiatul la sunet deschide, cum zicem noi calea, dar o să mă auziți, dar nu vorbește cu dumneavoastră. Când mă auziți pe mine că zic alo, atunci vorbiți, bine. Că dumneavoastră veți fi ăla, da? Dani, dacă e cineva, ăla dați-mi telefonul, dacă nu-i nimeni, vreau să vă mai spun câte ceva. Puteți scrie și pe Facebook. Uitați-vă la Facebook, scrieți acolo. Ne-am făcut echipa completă, acum s-a întors fiul risipitor, Radu Pușcaș, din concediu, tot în concediu. La muncă! Alo! Bună ziua, domnul Sergiu! Bună ziua! Bine ați revenit în casele noastre. Păi eu îmi revin, că mai greu, dar îmi revin, da. Așa, așa. Să fac niște dedicații, domnule. Ia, să le auzim. Pentru un verișor de-a meu, Aurel Simon, și un prieten de-a meu, Gheorghe Năsui. Azi sărbătoresc ziua de naștere. Le doresc un sânger și călduros la mulți ani. Să fie pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră, pentru Imi Gașpa din Reșița și Ramona din Aghireș și pentru doamna Dorina de la Timiș și Adriana de la Hunedoara. A, bine! Vă doresc multă sănătate din Sighetul Marmației, domnul Sergiu. Bine, mulțumim! Sănătate și virtute ai vorbit și acum du-te! Mulțumesc! Oameni buni, astăzi, chiar în 7 august, se împlinesc 4 ani de când a trecut la cele veșnice Dumitru Fărcaș. Au sunat din America, din Italia, din Franța, să nu uităm cum se uită așa ceva. Mă bucur că nu l-ați uitat dumneavoastră. Uite, facem emisiunea de astăzi, o să vedeți cu coperți de taragot. Începem. Dumitru Fărcaș. Patru ani de când a plecat Mitru dintre noi. Dumnezeu să-l ierte, să-l odinească. Alo! Alo, bună ziua de la Târgu Mureș, Teodosiu, sunt domnul Vaidan. Vă ascult!
Bine ați venit în casele noastre. Am urmă să vă salut, să salut pe toată familia din Ardeal și din țară care se uită la această minunată emisiune. Mulțumim! Multă răcoare și căldură în suflet să fie. Căldura să fie în suflet, dar mai mult afară acum, da, la noi. Așa. Și dacă aveți posibilitatea, pe Nicoleta Hădărean să o difuzați astăzi, dacă nu, săptămâna viitoare. Uită-te la televizor. Bine? Da, o să mă uit, da. Bine. Un cântec de viață nouă. Mulțumesc. Mulțumim. Cuvântată, Doamne ajută. Da. Marian Argeșanu ne scrie pe Facebook de azi cu... Bună ziua, domnul Sergiu, bine v-am regăsit. Toate melodiile din această zi să fie difuzate pentru dumneavoastră și echipa dumneavoastră, să plece înspre toți telespectatorii și prietenii mei dragi, să știu ei care sunt. Vă doresc o după-amiază de duminică minunată și bine cuvântată. Mulți ani, doamnă Argeșanu. Hai că mai luăm un telefon. Alo? Da, vă ascult. Alo? Bună ziua, domnul Sergiu, vă salut și eu cu mult, mult drag. Adriana din Cristiuri, Hunedoara sunt. În primul rând doresc să vă urez multă, multă sănătate dumneavoastră între colectivului. În al doilea rând aș dori să transmit pentru fiul doamnei Aurica Oros din Bihor un spus la mulți ani, multă, multă sănătate și restul prietenilor o duminică binecuvântată, multă, multă sănătate și numai bine. La revedere! Mulțumim de telefon! Uite ce zice aici domnul Nicolae Borhidan. Salutări și numai bine vă așteptăm în 14 și 15 august la noi, la Ardud. Aud. Alo, hai că mai luăm. Bună ziua, domnul Vaita. Bună ziua. Eu sunt Mariana Argeșanu, mulțumesc frumos că mi-a scris mesajul. Uite, acum v-am citit de pe Facebook. Da, mulțumesc foarte mult. Da. Și vreau și eu totodată să urez și eu un călduros la mulți ani pentru fiul doamnei Aurica Oroz în Bihor. Îi doresc multă sănătate și toate melodiile din această zi să fie pentru dumneailor și petrecere frumoasă. Și pentru toți prietenii mei dragi, cum e domnul Gheorghe de la Sighet, Leontii Buburuzdan, pentru Dorina de la Timiș, Aurica Furcă, care puse înaintea mea, de la Hunedoara, așa. Să fie pentru toți prietenii mei dragi care mă cunosc și ascultăm zi de zi melodii frumoase, indiferent de la dumneavoastră. Dar de unde ne sunați? De la Giurgiu. Din Giurgiu? Da, de la Giurgiu. Bine, mulțumim de telefon. Și pentru domnul Emi Gașpar de la Reșița, împreună cu prietena lui Ramona de la Ghireș. Și vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat și dacă se poate pentru duminica viitoare, să o aduceți pe Olguța Berbec. Da, bine. Dacă aveți... Mulți. Dacă nu, duminica viitoare, alaltă, sigur. Bine, vă pup. Da. Vă mulțumesc mult de tot și vă doresc o duminică frumoasă și binecuvântată de Dumnezeu. Și mulțumim. Un post binecuvântat. La revedere. Gata, sănătate. Nu mai pierdem vremea. Cântăm! Ți-ar fi vremea bage gensurat ca să nu mai umbli noaptea-n sat. Dar nu ce lega la capăgiță când îi plin lăsă-mă-te-și bage, măi băgiță, băgișor, umbli după toace. Bage, dragul meu, noaptea la neveste, măi băgiță, băgișor, ziua după fece. Bage, dragul meu. Mi-a spus că și eu ți-s dragă tare și te bace gânge însurătoare. Dar pe mine nu mă șeluiești, că eu știu, băgiță, ce gângești. Plăstămate-și bage, măi băgiță, băgișor, umbli după toace. Bage, dragul meu, noaptea la neveste, măi băgiță, băgișor, ziua după fece. Bage, dragul meu. Ești lumea prin sage cine că faci răle, dar nu ai rușine. Și vin babele pe rând să-mi spună cu cine eu să nu-mi pun cunună. Plăstămate-și bage, măi băgiță, băgișor, umbli după toace. Bage, dragul meu, noaptea la neveste, măi băgiță, băgișor, ziua după fece. Bage, dragul meu.
ta știu eu că leac nu are și nu mă fac bage de mirare. Aș fi jogoriță cu tățatul și cu cine gișe să-mi le capul. Plăstă mate-și bage, măi băgiță, băgișor, umbli după toace. Bage dragul meu, noaptea la neveste, măi băgiță, băgișor, ziua după fece. Bage dragul meu. Da, plimbăreți bane. Alo! Alo! Da, sărmâna! Bună ziua! Bună ziua! Eu sunt băbucașei din Piatra Șoimului, satul Piatra Șoimului, Lupul Elena. Da, vă ascult! Săptămâna viitoare, moșul meu împlinește niște ani. 85 de ani, pe 12 august, acum. Da. Și vreau... Mi-aud glasul. Nu, păi da, au zis, dați televizorul mai încet. Dați televizorul mai încet. Și vreau să-i dedicați. Așa. Îl dați televizorul mai încet și vorbiți numai în telefon. Da. Da, gata, l-am dat. Bun. No, ziceți. Și nu aveți pe Valeria și... Da, fiecare cântă cu Traian. Aha. Traian Ilie. Da, știu când, știu la ce vă gândiți. Moșneagul meu vrea cânte cu șala, cu pușcașul, cu curaua mate. E, ce dacă bărbat aveți. Avuș odată. Da. Bine, mulțumim, fain. Bun. Ei, mulțumim frumos. Toate cele bune, bine și aia cu Traian. No, stai că am aici, să mai citim noi. Bate-ne puterea binelui. Nicula Florin Andrei. Bună ziua, domnul Vaida, îți dori o melodie cu doamna Florica Zaha. Dacă se poate, vă rog frumos. Vine duminica viitoare, mi se pare, Florica Zaha. Dacă nu, facem ediție specială. Dar uitați-vă că vine. Mai iau un telefon, hai. Alo. Ziua bună, domnul Sergiu, aici în Balatul de Munte, unde și aici o caniculă toridă de numai. Toate gândurile se îndreaptă către toți prietenii. Să nu fie o caniculă rece, da. De către toți prietenii noștri menționați, de către telespectatorii mei din Iauri, din țară, multe gânduri, o duminică plăcută și vă spun de pe acum un sincer la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Sfânta Mărie. Doamne ajută să ne mai auzim Doamne cu bine de la inimii. Doamne ajută cu-i sărută și la inimii, da. Că să uită, da. Bun, oameni buni, hai să dăm domnule o Mărie, domnule. Stai să văd dacă pot să o dau. Da, să cânte o Mărie, am luat o Mărie mai cu experiență. Mulți ați uitat-o, mulți o știți. Hai! Ce iubiți, să nu vă aflați ce luiți, luați seama ce iubiți.
doamna Mărioara Precup, trăitoare în Târgu Mureș. Mărioara Precup stoica. Da, noi o lăsăm pe Mărioara Precup, cu ăsta s-a lansat. Hai că luăm telefonul. Alo? Alo? S-a săturat. Citim de aici. Uitați ce ne scrie, ascultați. Doamna Violanda Ciucă. Bună ziua, domnule Sergiu, vă rog, dacă se poate, toată mapa muzicală de astăzi să plece spre familia Sânziana și Ion Magdalena din București. Mulțumesc frumos. Și noi vă mulțumim, doamna Ciucă. Hai să vedem cine e la telefon. Alo? Alo? Da? Bună ziua! Bună ziua! Vă salut, sunt din Borșa, din Maramureș. Da, vă ascultăm! V-aș ruga frumos, dacă se poate, o dedicație specială pentru fetele mele, Adelina și Andrada Pavel, soră lângă soră. Da? Cât de mari? Cât de... Ce vârste au fetele? Fetele au acum 25-27 de ani. Oho, sunteți și bunic. Da, mulțumesc frumos, să trăiți. Bine, toate cele bune. Uite ce cu mică... Respect. Vă salut! Și eu vă contrasalut. Da. Păi, frate, băi, ia să vedem. Hai că mai putem lua un telefon, domnule. Hai să mai încercăm un telefon. Îl mai luăm încă pe unul. Alo? Alo? Da. Bună ziua, domnule Vaida. Bună ziua. Sănătate multă din partea familiei Ciutacu, Brăila. E, bate-vă binele, domn profesor. Unde ați umblat cu mâna, că aveți noroc astăzi, da? Da. E, noroc, m-a cam chinuit de la începutul emisiunii. Piesele muzicale care urmează, da, le dedic feciorului meu, Gabriel, pe 10 august, și are ziua aniversară, 44 de ani. Să nu uităm pe Andreea, pe 23 iulie a adăugat la majorat încă un an, și prietenul nostru, Vlad Miriță, pe 2 august. În 2 august a văzut de noastră, Vlad, da, i-am trimis mesaj. Da. Toate piesele muzicale care urmează le dedic lor cu urările de sănătate, de armonie, fericire. Cum stați cu ploile? Nu prea stăm bine. Întrebați-mă cum stau cu furtunul și cu hidroforul. Acum de furtun vă întreb, dar de hidrofor vă întreb. Bine. Da. Bine, mulțumim, domn profesor, de telefon. Vă mulțumesc să vă uitați. Sănătate, sănătate. Să vă uitați, da, că vin niște melodii frumoase. Ați nimerit-o astăzi. Da. Ne uităm și vă admirăm în continuare. Toate cele bune, vă mulțumim, domn profesor. De valoare. Mulțumim. Multe emisiuni, sănătate. Mulțumim. Ia uitați, să rămâneți la televizor că vine un cântec frumos. Frumos, ne mai amintim că suntem români. Noi numai câteodată, așa, pe la ziua națională, așa, și uităm de aia plecați, că acum forța activă a României e mai mult afară ca în țară. Hai! Trebuie să-ți în gând de doar.
Oameni buni, din Rosnov, de unde sunt copiii aia, plecăm acum ață înspre Zalău. Acolo ne primește prietenul dumneavoastră, al nostru, președintele Consiliului Județean, Sălaj, Dinu Iancu Sălăzanu. Bine te-am găsit, Dinucule! Sănătate multă! Sănătate multă! Mulțumim că azi e o zi grea acolo pentru voi. Care ne ascultă. Mulțumim că e o zi grea și că ne-ai primit. Să putem vorbi. Mulțumesc frumos. Spun, să arătăm lumii că n-am vorbit degeaba data trecută noi doi și, oameni buni, Dinu se ține de cuvânt. O să ne spună ce se întâmplă astăzi în organizarea Consiliului Județean în Zalău, în Sălaj, propriu-zis, că o să vedeți că e tot Sălajul acolo. Te ascultăm, Dinu. După cum știți și dumneavoastră, știu că sunteți un cunoscător al istoriei românești și acelei sălăjene. Noi avem la Zalău, pe dealul Curuslăului, un monument închinat armatelor lui Mihai Viteazu, da, care împreună cu generalul Bata l-au învins pe Sigismund Bathory. 3 a fost august... o luptă a creștinătății, da, împotriva musulmanilor. Da. Deci, 3 august 1601, da. 1601. Da. Da. Noi de atunci, în fiecare an, mergem la Guruslău, la acel monument pe care l-au făcut părinții noștri, pentru a sărbători această victorie și a-i comemora pe cei care și-au pierdut viața acolo. Pentru mine, ca și român, un monument este un loc unde noi ne putem încărca de speranță și de tăria necesară pentru a învinge vremurile pe care le trăim. Întotdeauna când facem... Când ne raportăm la trecut, trebuie să ne îmbărbătăm din vitejia celor care au fost înaintea noastră, să tragem învățămintele necesare, să ne încărcăm cu energia necesară pentru a face față provocărilor pe care le avem și astăzi. Dumneavoastră vedeți că lumea este într-o continuă transformare. Cred că și noi trebuie să ne transformăm, dar să ne rămână ca temelii acele valori ale creștinătății.
să ne iubim familia, să ne iubim unul pe altul, așa cum frumos cântau copiii de dinainte. Vă aduceți aminte refrenul? Stinge ura dintre frați și fă să sorbim iubirea toți ce suntem adunați. Asta mi-aș dori și eu astăzi la Curuzlău, ca toți oamenii care se adună acolo, români, maghiari, slovaci, să trăim în frăție, să ne bucurăm de tot ce viața ne poate da și să arătăm copiilor noștri că avem multe valori comune pe care trebuie să le împărtășim și că avem mult de muncă pentru a face din țara Silvaniei, din Sălaj, acel loc unde noi să ne simțim bine și unde musafirii noștri vor fi întotdeauna bine primiți și vor avea ce să vadă. La ce oră începe acolo? Începe la ora 17 după amiază. Prima dată va fi parada militară, luări de cuvânt ale oficialităților, dar nu vor fi așa ca și pe vremuri că trebuie să vorbim noi o jumătate de oră sau o oră și oamenii să plictisească. Vor fi alocuțiuni ale primarului Comunei Herecleană, ale suprefectului care va fi prezent și ale președintele Consiliului Județean, maxim de 3-4 minute. Va fi o slujbă oficiată de preoți, mai bine zis o rugăciune, pentru că liturghia pentru Mihai Viteazu s-a ținut de la 10 în biserică. Da. Vor fi doar rugăciuni care se ducă pe oameni înspre aceste valori, se facă să simte bine și pe urmă vom avea și aviația militară de la Câmpia Turzii, care vor veni cu 3 elicoptere să ne salute, un avion care va face anumite jonglerii în aer, da, să zic așa, acrobatică aeriană, da. Și pe alții. Pe urmă vom avea spectacol susținut de ansamblu Porolisum al Casei de Cultura Municipiului Zalău și ansamblul Meseșul al Consiliului Județean Sălaj, invitata noastră de onoare, doamna Sava Negrean Brudaș, cu care s-a născut la Pucium și care este sălăjanca noastră și ne mândrim cu dumneavoastră întotdeauna. Domnule, felicitări pentru chestiunea aceea că n-ați lăsat-o să moară. Va fi greu de pătruns în zona aia oameni buni care merge de la Hereclean. Cred că vor fi acolo o grămadă de mașini pe drum, pe deal. Nu este nicio problemă pentru că ne-am pregătit foarte bine, domnul Sergiu. Știam ce ne așteaptă și ne-am pregătit foarte bine. Sunt parcări bine marcate, sunt, da, oameni care îndrumă pe toți vizitatorii. Sus pe munte nu urcă, sus pe deal nu urcă decât mașinile care... Ca au treabă, două, da, microbuze care transportă oamenii care sunt mai în vârstă și nu pot să urce dealul. Da. Pe urmă coboară și... Deci suntem organizați ca toată lumea să se simtă bine și să nu fie un ambuteiaj și aglomerație acolo sus la monument. Bravo. Acolo echipa noastră e pe drum, să fii convins. Am trimis și noi o echipă acolo, să știi că e pe drum. Mă bucur. Vă felicităm încă o dată și uite, prima dovadă a seriozității unui om când se ține de cuvânt. Felicitări, Dinule. Bravo. Vă mulțumesc tare mult, vă mulțumesc. De cele bune. Și vă așteptăm cu drag la noi. Mulțumesc. Mulțumesc. Oameni buni. Doamne ajută. Ați văzut? Deci, acolo, pe dealul ăla, de la Guruzlău, că în istorie scria Goroslău sau Guruzlău. Ai noștri au scris și Bocșa Română, că s-a născut Simeon Bărnuțiu, Bocșa Română fiind în Banat. Ce să faci? Suntem tot mai deștepți cei care facem manualele alternative de istorie. Deci, în 1601, în 3 august, a fost bătălia. Propriu zis, câștigul a fost, ca să zicem așa, prin învingerea lui Sigismund, de fapt, noi am ieșit de sub Transilvania. Principatul Transilvaniei a ieșit de sub suzeranitatea turcească. Să țineți minte acolo. Iar, hai că iau telefon. Alo. Alo. Da. Bună ziua, domnul Vada, de la Cluj, de aici, din Mănăstur, așa de greu vă prinde numai. Mai bine vii pe jos, până aici, la noi, din, da. Din Mănăstur, Zrusoana, eu, da, vă trag din Durfalău, aproape de Somenșen și băiatul meu a făcut armata la dumneata. La Zalău? Nu la Zalău, în Somenșen. În Somenșen, bine! Da, da. Tare dor mi-o fost de dumneavoastră să ne cântați și să ne încântați cu cântecele alea haioase, cu Coti, cu Nanașii, să ne cântați și Rapangalița, că mi-o fost dor de dumneavoastră și nu v-am mai putut prinde și târziu v-am văzut pe TVR Cluj. Auziți? Alea mai pe toamnă când se mai lasă umbrele, răcorile, bine. Că... Vă duc uitați la Coti. Da, 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 bine. Bine, domnul Vaida, multă sănătate, tot la lucru, sănătate multă și pace și liniște la familia dumneitale, la fica dumneitale, să vă fie Dumnezeu sănătoși
și nănașul care mai trăiește, nu știu, sinul care mai trăiește, da. Unul dintre ei s-a dus. Liviu, da. Bine, vă mulțumesc! Mulțumesc de telefon! Asta este mare festival la Zalău. Deci să țineți minte contextul. Era războiul cel lung, 1591-1606. 15 ani a durat, s-a bătut Imperiul Otoman cu țări acum europene. Ca să înțelegem în ce context eram noi acolo. Așa, stai să văd cât e ceasul. A zis cineva să cânte Nicoleta Hădărean. Ascultați cântecul acesta și să ne gândim la om ca la o floare. Ascultați ce zice textul. Tristă și îndurerată, la e la 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 la. Când sosește dimineața, la e la 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 la. Flori de câmp în rourate, la e la 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 la. Nu ca mine supărate, la e la 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 la. Flori cu cerul învecinate, la e la 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 la. Nu ca mine cu păcate, la e la 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 la. La la la, florile-s păterminate, la 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 la. Frunza lor îngălbenește, la 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 la. Viața mea se ofilește, la 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 la. Frunza lor îi ruginită, la 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 la. Inima mi o filiță, la e la 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 la. Alo! Hai că iau telefonul după care anunț mulțumirile noastre spre sponsor. Alo? Da! Bună ziua, maestre Vaida. Da? Am ținut să intru în direct ca să vă salut. Vă prețuiesc foarte mult pentru umorul dumneavoastră. Mulțumim! Nu știți să ne oferiți fără să vă cerem sau fără să vă impunem. Da! Vă felicit pentru acest lucru. Mulțumesc pentru difuzarea lui Paula Hriscu și cântecul grupului Fiii Neamului, cu toate că noi, nici poporul, nici guvernanții nu facem nimic pentru Fiii Neamului. Maestre, acum o lună am cerut să difuzați pe viitor un cântec cu doi interpreți îndrăgiți, cuplu muzical, Gabriel
Dumitru și Beatrice Bândoi. Da, de abia săptămâna asta am făcut rost de clip. Da. Da. Au acum două cântece noi duet. Acum, da. Da, Floarea mea de mai și tu da. Ești tot ce mi-am dorit. Da. Da, vă rog pe viitor, pentru că sunt noi, doi tineri valoroși. Eu țin la tineri și la cupluri. Da. Țin Hai să vă spun de ce cer sentimentele mele pentru cântecul popular s-au oprit la tinerețea cântecului popular. Ei au multă dăruire, dau tot ce e bun din ei și au mult respect față de public. Vă sărut. Și eu vă mulțumesc. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate pentru că ne arătați adevărul din cântecul popular. Așa, și toată emisiunea să fie pentru locuitorii comunei Bistreț. Bistreț, să spunem, este localitatea în care s-a născut Ilie Balaș. Ilie Balaș. Da. Da. Suntem la 5 km de Dunăre, 5-6 km da. De Dunăre, între Băile și Bechet. Mulțumim! Să rămână! Vă sărut și numai bine! Da, numai bine! Să mulțumim sponsorului emisiunii noastre, restaurantul Chios de Acirii în Cluj. Acum, drept că mi-a dat cineva că să intre mai greu, că e prins în arealul ăla, în perimetru festivalului de la Cluj. Un coleg chiar îmi spunea, dar nu dai nimic de la festival de acolo. Aș da oameni buni, dar tot cei de acolo acum la somn sau la recuperare, vă dați seama, ei noaptea lucrează acolo de... Da? Bun. Hai să cântăm cu doamna Georgeta Angel. S-a încuibat, zicea, dragostea în ei, mă rog. Acum s-a încuibat pacostea în ei, nu vă spun cine, dar asta e. Hai cu telefonul. Alo! Hai bordei. Da! Alo!
Alo? Da. Alo? Vă ascult, da. Bună ziua, domnul Sergiu Vitalian Vaida. Bună ziua. Dați televizorul mai încet, că până așteptați dumneavoastră să vă vină din cer răspunsul, durează. Volumul televizorului încet și vorbim numai la telefon. Bine? Vă rog. Domnul Sergiu Vitalian Vaida. Igen. Da. Da, mă înțeles. Stai să rămân. Oameni buni, când vorbiți cu mine, dați televizorul încet, volumul. Nu ascultați acolo. Acolo e o întârziere. Înțelegi? Vine până satelit semnalul, până vine pe acolo, se mai plimbă până cer, coboară, mai oprește la o intersecție, durează. Așa noi vorbim direct. Bine? A, așa. Stai să citesc de aici că am niște mesaje pe Facebook. Gheorghe Aidejo, bună ziua, doresc să dedic toate melodiile consătenilor mei din satul Cojnea. Mulțumesc frumos și călare și pe jos. Ani Rus, bună ziua, doresc o melodie cu Nelu Gabor, opa, taragotistul. Soțul meu Ioan Iosif și fiicei Ana Maria, cu nepoțica Raisa Maria. Vă mulțumim din Câmpia Turzii. Așa, oameni buni, suntem în post. V-am spus eu, postul minții, nu postul burții. Vreau și eu să trimit priceazna aceasta înspre sora mea, că e Mărie. Îi zicem noi Luci, dai Mărie. Mama, Dumnezeu să ierte, a fost Mărie. Să nu uit că am o nepoată Păduța, a nouă și are ziua de naștere. Tuturor măriilor, mărinilor și alte nume, mie, nu mai știu, derivate. Ascultați pricea în aceasta. Ascultați fata aceasta. Soarele Iisus Hristos, Fiul tău cel prea frumos, coborând să-și dea viața pentru păcătoși. Sfântă Maria, Maica cerului,
își va deschide poarta raiului. Sfântă Marie, pentru noi roagă-te. Maria Mihai, o cunoașteți, cântă mult cu grupul Iza. Deci ca să, dacă vreți să vă aduceți aminte, cei care nu știți. Alo! Alo, bună ziua, domnul Vaida! Bună ziua! Sava, sunt din comuna Ohaba, județul Alba. Dar acum locuiesc în Nocris, județul Sibiu. Da! Și aș dori pentru nepoata mea, da, Coara Mona, următoarele cântece. Dușa Savă și cu unchiul Sâvu și cu copila ei Antonia. Îi dorim multă sănătate și fericire. Mulțumesc. Vedeți că Nocric s-a născut, știți dumneavoastră, celebrul baron de la Sibiu, Bruckenthal. Da, și domnul la care i-a pus acum un bust în parc. Da, și fosta mea profesoară de franceză, să știți că e tot de acolo, la Câmpul. Da, dar eu deloc sunt din Ohaba, județul Alba, dar locuiesc în Nocri. A, acolo v-ați măritat. Da, bine. Da, și mă numesc Sava, tiză cu Sava Negrean Brudașcu. Na, Sava, mersi. Bine. Bine, vă mulțumesc. Cele bune. Hai să vedem cine ne scrie. Așa, stai să vedem acum, aici, să vedem ce ne-a trimis domnul Radu al nostru. Dacă a mai venit ceva, dacă nu, nu mă uit. Am zis asta. Să nu citesc de două ori, că după aia se supără unii. Ia să văd cât e ceasul. Da, noi avem o scrisoare, ia să o zic aici. Să o citesc al lumea. Pleacă dedicația următoare și înspre Dan Nechita. Vărul. O să vedeți de ce. Și înspre Gavriș Flore, unchiu. De unde? Din Peteritea. Peteritea, asta e în comuna Vima Mică, județul Maramureș. Cum mergi de la Gâlgău, te duci către Târgu Lăpuș, la stânga acolo. Sau din Ileanda, băi, se face drumul acum din Ileanda, la Vima Mică. E lucru bun. Așadar, Dan Nechita și Gavriș Flore. Urările de sănătate, de bucurie, vin din partea vărului, respectiv nepotului, Dorin Flore, de aici din Cluj. De acolo, din Peterita, era domnul, este domnul Ion Floare, colegul nostru, responsabil de destinele tehnice ale studioului din Cluj, multă vreme. Păcarul vechi, sănătate tuturor! Și hai, domnule, să cântăm un cântec așa cum se cântă la Cluj. Hai! Thank you.
Ana Pop Corondan. Mi s-a dus bădița în sat, vecini, tractoriști, la stația de mașini, SMA-ul, stațiunea de mașini și tractoare. Pe vremuri, cântecul e de acolo. Păi vă dați seama, Ana Pop Corondan cu Alexandru Grozuță, în timpul războiului, sunt cei doi care cântau, că se mai cânta și atunci, în timpul războiului, la stația, erau mutat Radio București, la Bod, lângă Brașov. Acum, acolo mai au fabrică de zahăr ăștia, nu știu. Alo! Vaida. Da, vă ascult. Ce faceți, domnul Vaida? Da, păi ce să facem? De serviciu, uite. De serviciu. Da. Domnul Vaida, vă sunt din București, sunt Anastasia. Da. Dar eu sunt din Bistrița Năsăud. Aha. Pe la sfârșitul lunii sper să ajung și eu acolo, după 14 ani. Da. Am avut necazuri, v-am zis, am mai sunat. Da. Și țin să vă spun că avem o cunoștință comună, e mai apropiată de dumneavoastră. Îi doresc sănătate multă lui doamna Mariana de la Bistreț. Anastasia din București, o salut, îi doresc sănătate la întreaga familie. E un om deosebit. Și spuneți că eu mi-am pierdut soțul și n-am mai putut, n-am intrat pe nicăieri cu niciun telefon. Da. Și vă doresc dumneavoastră sănătate multă la toți cei dragi și să ne auzim cu bine, vă mai deranjez. Și toate așa, nu niciun, nu niciun pentru, deranj. Da, să fie pentru toată lumea. Da. Mulțumim. Vă doresc sănătate multă, în primul rând. Mulțumim. Și tot ce vă doriți. Uite, nu vă citesc numele, dar îmi spune cineva aici, la mulți ani, înspre Andrada și-a luat permisul de conducere și șofează mai bine decât bărbații. Pentru că, da, zice, domnule Sergiu, sunt femei care șofează mai bine decât bărbați. E, da, sunt și bărbați care se epilează mai bine decât femeile. Dar nu știți. Bun, hai să vedem. Gata. Muzică ușoară. Plorilor la fum, semne pentru același drum. Poate
Da, tu, da, hai, ne-am înviorat o leacă. Oameni buni, nu știu ce nu știe doamna Carmen Rădulescu. Am vorbit cu dânsa săptămâna asta. O să o vedeți în emisiunile noastre. Dar știu sigur că avem prin Zoom o Mărie. Mărie, mai mult Mărioară, dar e de-a noastră. Doamna Mărioara Precup Stoica. Să rămână, doamna Mărioară! Bună ziua și bine v-am întâlnit! Mulțumim! V-ați văzut că ați cântat astăzi? Ați văzut? Da, sigur că da, vă mulțumesc și prima dată vreau să salut pe toți telespectatorii care urmăresc această emisiune. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru că v-ați gândit la mine să mă invitați la această emisiune frumoasă. Vă felicit din suflet pentru toate emisiunile care le-ați realizat și le realizați în continuare. Mulțumim! Auzi, noi v-am sunat să vă întrebăm ce ați făcut astăzi de mâncare. Ce am făcut astăzi de mâncare? Prima dată am fost la biserică. Așa. Dar m-am venit acasă, dar am făcut de-aseară mâncarea. Ați făcut de mâncare, da. Da. Pentru că este post, am făcut o ciorbă din zarzavat. De post? De post, bineînțeles, pentru că la mine se postez, mai ales ginerile meu și fiica mea, tot postul postez. Și am făcut niște orez cu o tocăniță de ciuperci. Și o plăcintă cu prune. Ai, nu mai ziceți că ăștia mei din regie au început să salivez acum. Auziți? Dar da. Nepotul e lângă dumneavoastră? Nepotul meu pe aici și el. Da, foarte frumos. Transmiteți mulțumiri că cu el am convorbit înainte. Bine. Bineînțeles că ei să pricep la toate. Doamna Precup, ce mai faceți? Ce mai faceți? Mai cântați? Ce mai cântați? Așa, mai răruț că e mai făinuț. Unde mă invită, cu mare drag mă duc. Și vreau să mulțumesc bunului Dumnezeu că m-a binecuvântat cu o vârstă frumoasă și cu sănătate. Și doresc la toată lumea și dumneavoastră ani mulți, mai mulți ca ai mei. Auziți, o să vă întreb, dumneavoastră putem spune cât aveți? Că eu știu. Câți ani am? Da. Am primit o frumoasă vârstă anul trecut, am fost sărbătorită la vârsta de 80 de ani. Da, acum deci... calculați dumneavoastră câți ani am. Din 41 sunteți născut. Dintr-o lună, din iunie amândoi. Da, din 41 sunteți născut, 1941. Da, da. Da. No, uite ce frumos. Uite, ca să nu încheiem noi, cum ca de obicei, spuneți-mi, vă mai aduceți aminte debutul dumneavoastră la radio? Debutul meu la radio a fost cam prin 61. În 61, la 20 de ani? Da. Da. Cine era redactor? Mai țineți minte? Teodora Popescu, parcă. Teodora Popescu. Era la televiziune. Da, la televiziune. La radio nu mai rețin cine era. Constantin Zamfir. Da, cred că era da, la radio. Da, da, da. Că nu știu. No. Care a fost și nașul meu. Ei, nu. Da? Da, bun. Da, da. Auziți, nu ne ziceți o strofă dintr-o pricioară. Mai puteți cânta acum, mai la vârsta asta, pe gol, așa. Puteți? Păi să încercăm. No. Haideți. Măicuță-n lăcrimată a pruncului jerfii, de atâta jale în lume nesufletostenii, nevoile ne-apasă, păcatele sunt grele, dar tu ne ești măicuță, a noastră mângâiere. Nevoile ne-apasă, păcatele sunt grele, dar tu ne ești măicuță, a noastră mânguiere. Versurile sunt făcute de poeta Ioana Precup, care este sora mea. Acum am vrut să zic, să întreb, că auziți, soțul dumneavoastră, domn doctor, ce specializare avea? Ai pentru mine mai mult. Ortopedie. Ortopedie? Bun. Da. Bun. Așa ne-am și cunoscut, pentru că eu m-am lovit la un picior și am fost pacientă a lui. A?
Lasă, când ne întâlnim face to face, față către față, o să râdem amândoi. Bine? Bună specialitate! Bună specializare a avut, domn doctor! Bun. Da, Dumnezeu să-l odihnească. Odihnească. Vă mulțumesc! Și eu mă bucur că da. Am copii extraordinară și mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat. Vă doresc multă sănătate și la toate mările, pentru că vine sărbătoarea de da, Sfântul Maria. Așa, mulțumim. Vă doresc multă sănătate, fericire și tot ce e mai bun în lumea asta. Și vă mulțumesc încă o dată. Și dumneavoastră, la fel, să rămână. La revedere, mulțumesc. Eh, oameni buni, hai că iau și un telefon, un alt telefon, că a stat cineva în drod acolo. Și apoi vorbim. Ați văzut? 81 de ani. Alo? Vocea bună, limpede, bravo ei. Alo? Da, domnul Vaida? Da, vă ascult, ziceți. Avem și noi nevoie pentru o cântare, dumneavoastră. Alu Maria Văduva, dacă se poate. Azi noi putea. Care dintre ele vă place? Păi, nu știu, una, o cântare. A, deci oricare, o, oh, așa e mai ușor, mi-e mai ușor. Să vă uitați în continuare la noi, bine? Că apoi om rezolvat. De unde ne-a sunat? Din Motoșeni, județul Bacău. Foarte frumos. Mulțumesc, seară mâna, duminică plăcută. Oameni buni. Dacă e postul Sfintei Mării Mari, cum se zice, deci, adormirea Maicii Domnului în 15, Sfântă Mărie Mică este 8 septembrie. De fapt, e naștere, că începe anul bisericesc pe 1 septembrie. Bun. Așa. O mărie. Noastră o știți acum. Aha, când am dat eu la televizor, era cam cum e acolo în filmul acesta. Uitați-vă, o să vă placă. Hai. Hai la săruta, hai, Badioane, nu sta supărat, că mândruțele te așteaptă, măi, Ioane, măi, toată seara ies la poartă, măi, Ioane, măi. Întâmple anii ori trecut, nu mai sunt mărie cum eram de mult. De când am îmbătrânit, au inima mea, m-am lăsat și de iubit, măriuța mea. Mi-e drag să iubesc, nu mă lăsa, Doamne, să îmbătrânesc. Cât pe lume am trăit, au inima mea, ce mi-a fost drag, am iubit, măriuța mea. Am iubit mândrele toate, au inima mea, mi-am făcut alte păcate în tinereța mea. E, versul era mai bun. Am iubit mândrele toate, nu le-am zis că nu se poate. Era mai încărcat semantic. N-am făcut alte păcate. Alo? 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 Vă ascult! Domnul Vaida? Da! Să trăiți, domnul Vaida! Și dumneavoastră? De la Odac, vă sunăm. De unde? De la Odac, județul Mureș, domnul Vaida. Vă ascult! Duminică, joi, acum joi am avut o sărbătorită. Oh! Nevasta, ziua de nașe, cu. Aha! Îi dorim multă, multă sănătate, Nelu de la Dubiște. Bun, mulțumim, bine. Să-i dea domnul Vaida. Da! Pe dorul foc, dragă-mi nevasta mea. Nu le-am pe dorul pregătit acum, da, să... Dar pe-au iertă marș atunci. Ah, l-ați văzut acolo. Acum nu mai am, că e timpul scurt. Vă dau eu ceva bun. Uitați-vă acolo, bine? Da,
Bine, domnul Vaida, sănătate. Bine. Stai să vedem aici. Lucia Porcilescu. Bună ziua, doamna, domnul Vaida. Vă salut din Moldovița, unde merge Mocănița. Vă doresc multă sănătate și emisiuni frumoase. Bun, mulțumim. Ia uitați aici. Maria Tomșa Caliamuris. Bună ziua, domnule Sergiu. Multe salutări din New Jersey, USA. Felicitări pentru emisiune și doresc ca toată melodia de azi să fie pe adresa tuturor românilor plecați în diaspora. Vă mulțumesc. Ah, asta este. Bă, cât e ceasul, să nu greșesc. Hai, mai dă-mi un telefon. Alo? Alo? Da? Domnul Vaida? Da? Marinege, sunt din Aiud, Alba. Da? Ar vrea să ne dați niște melodii cu Liviu Veschi sau Ion Sotelecan, mari noștri doritori. Aha. Și fiindcă acum s-a uitați-vă numai că, că la mine o să-i vedeți, că în altă parte nu cred că îi vedeți. Păi n-aveam unde să-i vedem. Da, păi ar fi unde, că îi prinde emisiuni, domnule. Da, dar da, sunt comerciale și alea. Ah, da, de... da. Și nici nu-i cunosc, nu auzi de astea, aveți dreptate. Exact. Vă mulțumesc mult. Bine. Vă doresc să date multă. Și eu mulțumesc. Haideți să vedem cine mai e aici, să nu stăie omul în drod. Degeaba, uite aici. Jenny Căbule, frumoasă emisiune, felicitări. Felicitări și pentru Nicoleta Hădărean. Ia uite, ascultat că e florile la munte. O, așa. Acum, fiți pregătiți cei din regie, hai să ne troscotim o lacă, să nu zică cei de peste Carpații Orientali că i-am uitat. Un, doi, trei, merge! Și-ntrați în roate lumii, hai cu toți la sârbă, cu toți la oaltă lumii. Faceți roata mare, bateți din chișoare lumii, bateți tot pe loc să-i arată foc mai lumii. Și uiți odată și-ntrați în roate lumii, hai cu toți la sârbă să uităm de scârbă lumii. Faceți roata cât mai mare, bateți flăcăi din chișoare, bateți tot pe loc să-i arată foc mai lumii. Faceți roata cât mai mare, bateți flăcăi din chișoare, bateți tot pe loc să-i arată foc mai lumii. Și asta-i sârba satului, mă, joacă fete și flăcăi, mă. Cu toți la un loc sărba, roată cât mai mare, ca zi sărbătoare lumii. Unul lângă altul să conjură în satul lumii, să ne veselim sărba sau învârtim mai lumii. Dragă ni se joc cu toți la un loc sărba, roată cât mai mare, ca zi sărbătoare lumii. Sărba s-o învârtim mai lumii. Haideți unul lângă altul, să înconjurăm tot satul, să ne veselim, sărba s-o învârtim mai lumii. Și sârba noastră-i să tăreați, băi și ne-o joacă să trăiască. Foc s-aduc noroc în lumii, și-a lușit jucat sârba din la sat mai lumii. Mai zășeați din gură câte o strigătură lumii, așa ne-au învățat bătrânii din sat mai lumii. Și-ncă o dată foc s-aduc noroc mai lumii, și-a lușit jucat sârba din la sat mai lumii. Și-ați luat apă în gură, ziceți cât o strigă.
cea cu fete și plăcăi, mă. Și uite, am bine și eu, mă. Să joc sârba satul eu, mă. Hop și așa. Ale noastre, moldovence, frumoase. Alo, hai că iau telefonul. Alo. Așa, alo. Alo! Nu nimic, până să hotărăște dânsul, eu vreau să mulțumesc sponsorului emisiunii noastre, restaurantul Chios din Cluj. Ăla în centru Clujului, că mă tot întrebați. Bun, hai să vedem cu telefonul. Alo! A rămas cu... Da, vă ascult! Alo! Alo! Da, vă ascult! Domnul Voida! Da! Velisar Gheorghe mă numesc din comuna Brezoaiele, județul Dâmbovița. Da! Vă ascult! Dați-vă așa. Televizorul, dați-vă volumul, televizorul mai încet, dați-l și ascultați-mă numai în telefon, că altfel nu ne înțelegem bine, bine? Da. Așa. Dar ce vreau să vă zic... Un pic mai tare, vă rog, da. Dumnezeu să-l odinească pe Taragotistul. Dumitru Fărcaș, da. În 68 am fost în casă la dânsul cu un coleg de-al meu de la școala profesională din Cluj, strada Constante numărul 12. Acum vreo 3 săptămâni de zile v-am mai sunat eu și vă întrebam ceva. Da. Mă rog, asta e altceva. Și l-am cunoscut personal. Petru Pasca a făcut o formație Junii Zarandului. Da. Rapsozii Zarandului. Așa, da, că este. Pentru foștii mei colegi de la școala profesională, da, și poate mă vor înjura, Pușca și Cureaua Lată. Ei, ce elev ai fost odată, da? Așa, da, și iar pentru fata mea, Roxana Velisar, și pentru soția Cornelia, și pentru toate celelalte femei, fetele mele. Le eșalonez eu. Da. Le eșalonez. Bine, domnul Vaida. Să dea Dumnezeu multă sănătate pentru dumneavoastră și pentru emisiunile pe care le faceți. Vă mă uit de câți ani au început cu când erați cu nănașii și cu toți ei. Iar o să fiu cu eu, să vedeți acum, că sperăm că începem din toamnă să mergem pe cărări transilvane. Bine, vă mulțumesc de telefon. Bine, domnul Vaida. Multă sănătate să trăiți și la toate cele bune. Sănătate pentru femei, pentru Maria. Bine, sănătate. Asemenea. Vă mulțumesc. Oameni buni, am zis în emisiunea trecută că mai nou, nu tot timpul, dar mai nou fac la fiecare ediție coperți. Am avut copertă Taragot acum, astăzi, deci vom avea tot un Taragot și vom închide. Să fiți atenți să vedeți ce zice acolo. Melodia aceea o cânta Dumitru Fărcaș la Taragot. De fapt, ea este o interpretare personală a lui Dumitru Fărcaș după cântecul interpretat, romanța Dorurile mele de Ion Radu. Dar întâi de toate să mulțumesc. Să mulțumesc restaurantului Chios, sponsorul nostru, de aici inclus. Și vă continuu să vă spun chestiunea. Ion Radu, sibian, cât să-și mai aduc aminte de el, avea o romanță, Dor la mele. De fapt, era textul poeziei Cântec de Octavian Goga. Pe aceea a cântat-o la Țebea primată Dumitru Fărcaș, iar acum băiatul pe care o să-l vedeți, pe care îl cheamă Gheorghe Trâmbițaț și trăiește în America, cred că s-o fi sculat acolo la ei dimineață 6:30, nu mai știu, s-o fi trezit de vreme, l-a preluat, îl cântă. L-am filmat la noi, la Cluj, să vă uitați. Eu vă spun poezia. Sper că o mai țin minte, dar stai să-mi eu să nu depășesc timpul. Așa zice Goga. Dorurile mele n-au întruchimare. Dorurile mele sunt frunze pe cărare. Spulberate și strivite frunze pe cărare. În zadar le caut. Visurile mele, strălucită salbă de mărgele, minunată și pierdută
salbă de margele. Da, da, cineva repede mesaj. Domnul Sergiu, mai este o strofă, da? Tot ce-mi țese noaptea, zorile-mi destramă. Mi s-a dus norocul. Nu-l mai plânge mama. La icoana preacuratei, nu-l mai plânge mama. Asta era. Și acum am un mesaj foarte frumos. După melodia aceasta nostalgică, parcă nu, da? Viorel Chiosa zice, dacă vrei să te simți bine, pui televizorul pe TVR Cluj, TVR 3, la 13:30 și auzi mesaje din toată România, în toate graiurile, cu fel și fel de preferințe pentru dedicații și alte povești. Felicitări pentru emisiune, domnule Vaida, și felicitări pentru Răbdare. Da, oameni buni, am ajuns la final. Să fie postul cu folos, cei care îl țineți. Să fie pace în lume. Și nu uitați, vă rog eu frumos, să fiți buni. Nu costă nimic. La bună vedere!